La ediția 2016 a campionatului național outdoor senior și junior de tir cu arcul, etapă desfășurată la București pe stadionul Steaua, au participat peste 100 de sportivi de la 10 cluburi din țară. A fost un ultim test reușit înainte de campionatul european de peste o săptămână din Anglia, unde mai mulți sportivi speră să obțină bilete de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Rio 2016. Din echipele cu cea mai bună clasare pe podium s-au numărat CS Activ București cu o medalie de aur, 3 de argint și una de bronz, CSMD Va cu 2 de aur, una de argint și CSS Unirea Iași cu 2 de aur și una de argint. CSMD Va a triumfat prin sportivul Răzvan Marcu, antrenat de Viorel Hăbian, iar antrenorul de la CS Retezatul Hațeg, Laurențiu Neiconi, club care a obținut în 3 ani de existență 4 titluri de campion național. S-a deplasat la București doar cu 2 sportivi, obținând la junior medaliile de aur și de argint. Următoarea etapă a campionatului național de tir cu arcul tradițional va avea loc în 21 mai 2016 la Săcuieni, din județul Bihor.